Ioana Schidu. Ioana spunea că Lale, după ce pățește, o pățește și cu sovieticii în Ceoslovacia, reușește să plece și până la urmă nu-și găsește locul în Europa și ajunge în Canada. În Australia, da, ai dreptate. În carte este o secvență extraordinară. Tinerile femei erau puse să scoată bijuteriile și dinții de pe trupurile carbonizate ale celor care erau arși. Și toate se strângeau într-o hală. Și ele, ca într-un joc, se întreabă oare ce nume să dăm noi acestei hale pline de bogății și discută tu oare unde ai vrea să pleci dacă scapi de aici, de la Auschwitz. Și marea lor majoritate spune vreau să emigrez în Canada, cât mai departe de aici. Și atunci numesc hala cu bogății Canada. Permiteți-mi să-i dau cuvântul acum lui Radu Paraschivescu.